Dumnezeu să vă binecuvinteze oriunde v-ați afla. Mulțumesc pentru răspunsuri care mi le-ați dat. Deci am înțeles că acesta este buriană. Atunci am să o scot, măcar că e frumos aici. Nu știu, poate pentru verdeață o să o mai las, dar încă nu sunt hotărâtă. Astăzi nu cred că o să mai apuc să fac ceva aici pentru că vine ploaia, e foarte norat. Și într-adevăr ăsta este măcriș. Bine, o să o tai și o să încep să o grijesc pentru că e foarte mâncată de melci. Dar este măcriș. Nu mi-am imaginat că e măcriș, dar într-adevăr este măcriș. Soțul a avut curaj să guste, dar e plin de melci, uitați, plin de melci, plin. Trebuie să cumpăr ceva soluție. Este aici, am încercat cu cafea, cu tot fel de ingrediente, dar nu funcționa nici dincolo în grădină. Și aștept să m-aș bucura să fie cât mai repede curățat aici. Despre floarea asta mi s-a spus că ar fi o viorea, dar nu este viorea. Este ca și aceasta de aici. Uitați. Deci asta e altfel decât astea. Vedeți? Deci astea nu sunt viorele. Bun. Cam asta am vrut să vă spun. Mulțumesc tare mult pentru mesaje și în continuare o să vă mai pun întrebări, că nu mă pricep așa de bine la grădinărit. Aseara am pus pirica sus în grădină, atașez filmulețul în continuare și câteva instantanee de la lucru, de la soțul, a făcut el două filmulețe scurte. Am să le leg de oaltă și o să vi le atașez să le vedeți și voi ce frumusețe a filmat. Cam atâta e cu filmarea de acum și mă bucur tare mult că m-a urmărit și ați fost atente la întrebare și m-ați ajutat cu un răspuns. Chiar nu știam. Acum urmează să... Mi-a spus cineva că am ceva lăcrimioare aici, nu știu care ar putea să fie lăcrimioarele. Deci chiar nu știu dacă sunt lăcrimioare aici. Alea e una dintre florile mele preferate, lalele sunt, dar lăcrimioare nu știu. Poate că ar putea să fie astea lăcrimioare. Ar putea să fie aia lăcrimioare. Dar rămâne de văzut, nu mă pricep eu foarte bine, deci astea să fie lăcrimioare. Astea sunt lalele, da, și mai mari la frunze. Și așa știu că astea sunt lalele. Astea, nu știu ce flori sunt astea. Bun, dar oricum mai revin cu filmările din grădinuța. Patasa și filmuleț unde am plantat pirica și cam atât pentru astăzi. Vreau să vă arăt în ce locuri lucrez. Până acum nu v-am spus, lucrez la apicultură. Uitați ce locuri minunate avem. Stupină și în jurul stupinii, așa este. Da, frumos. Uitați ce minunat avem aici înflorit, un prun sălbatic. Uitați, o minunăție. Uitați, așa minunăție. Așa locuri lucrez, aici în stupină. Uitați ce locuri minunate. Ce faci aici, dragul meu? De ce nu ne-ai chemat și pe noi? Hai să vedem ce faci aici. Roșii pui. Hai să vedem ce ai aici. Așa. Trebuie pus la distanță de 2-3 cm.
Samuel. Așa, e foarte bine. Hai să-ți arăt eu o altă variantă. Stai numai un pic să gata asta. Că mai am un sac. Dar ce zicea asta distanță așa mare? Așa, odată arhitectul. Așa, odată arhitectul. Da. Că pentru ceapă verde, îi... Oricum, mai scotim din ele când... Da, da, deci pentru ceapă verde e așa și după aia putem rări dacă ar rămâne. Mai sus, n-ai pus mai sus, nu? Până aici. Acolo, ok. Da. Bine, gata rândul și hai. Că păi îți arăt cum face, adică îți arăt. Eu am o idee. Da. Deci tragem cu ăsta. Vezi, tragi cu ăsta. Așa. Că tragi mai prima mai dată de... o să punem scândura. Atunci distanța e scândura. Tragi lângă el, pui scândura și... Partea din jos. Ok. Așa fac. Că mai este o pungă. Dacă... Hai să vedem. Ia să vedem ce idee ai. Rândul meu un pic... O cam sus la vântul. Da? Da, da. E ok. E cam mic aici, nu ne putem băga tăstrii. Că tot o bătătorim. O să vedem când e asta ce am făcut. Și ai zis că să fie un 30 de centi, este atât, nu-i 30 de centi. Între rânduri? Da, dar asta când vrei să sapi între, ca să poți să sapi între, știi? Nu, eu n-am lăsat 30 de centi. Eu cred că e prea mult, nu-i prea mult. Da. Nu, atunci nu. Nu. Ce calcă cu picioarele? Eu zic calcă cu picioarele, că e ok. Nu, nu. Când o cărmă ai? Urmă, ai făcut acolo? Cu cât ai găsit ceapa? Asta, asta ce ceapă e? 1,90 €. Ceapă galbenă, îi zice. Albă la noi ar fi. Da, da. Păi nu este și ceapa albă, care are coja albă. Ah, da, și acolo ai pus ceapă roșie. Ceapă, ceapă roșie. Da. Asta e ceapă roșie și asta e ceapă albă. Mhm. Atât de bine? No, dar no. Eu unde să mă încadrez? No, eu o filmez atunci numai. Da, două degete de-a tale e suficient. Și să vedem în cât timp mâncăm ceapă verde. Ai până să fac răsadurile? Da, aia, numai răsadurile sherry au ieșit. E la roșii sherry. Da, absolut. Așa tragem nădejde. Uite așa. E bine că doar mai rărim după aia. Până din două o luăm afară. Da. E prea mare distanța între rânduri, se pierde atâta. N-are nimic până ce e margine. Avem răsaduri. Da, da, păi până atunci scoatem, îți dai seama. Ai mai adus o legătură, așa-i? Am mai adus, că locul ne... Locul ne permite. Permite, mai aduce, mai... Da. Facem câteva rânduri. Da, e foarte... Da, alea le ducem. Da, și mai avem locul ăsta liber, între scândură și asta. Și atunci cam jumătate o să fie cu ceapă roșie, jumătate cu ceapă... Galbenă. Galbenă. Acum noi o să o mâncăm verde. Exact, ce tare, așa-i? Deci punem ceapă roșie și ceapă galbenă și noi o mâncăm verde. Da. 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 Și dacă ne mișcăm repede, că seara deja e destul de târziu. Cât e ceasul?
Dacă oriunde. Nu știu cât e ceasul, că-s murdar pe mână. Stai că mă uit eu imediat. Dar e seara deja, oricum. Așa. Ceasul bate ora 7 fără 10. Dar acum o veni ceapa. O veni băieții de la lucru. Tu poți să vii în jos și scândura. Acum e distanța o rămas scândura, știi? Așa. Da, da, da. Tare spuneare, că nu văd. Da. Nu mai văd. Tu nu mai vezi? Las că fac eu cu Sami. Bine. Deci pui din jos de scândura, nu? Da. Da. Bun. Aia rămâne mare. În... Așa. Acum tu ești cameraman, bine? Ok. Tu ești cameraman și acum... Oră, bun, cam așa. Acum drept e cât îți e drept, e văd. Bun. Dar aici ai pus? Da. Acolo e galbenă. Bun, bun. Da, da, da. Auzi, dacă va ieși mai rar un pic roșia, are nimic. Oricum e. Dar bineînțeles. Nu încep de aici. Acolo încep. Se vede acolo? Da, da. Ce lucrez. Da, da. Și să vedem cât din piese și până punem răsadurile, ha. Noi asta o mâncăm. Da, dragă, dar oricum, ca să punem răsadurile, că e rece. Da, tu, dar încă n-avem răsadurile. Dar și dacă le-ai avea? De ce nu le-a pus mai repede ca să nu fie prea mare? Ceapa. Aia roșie, da. E mai mare. Mulți preferă să fie mai mică. Da, dar e destul de mare. Acum depinde, fiecare. Ne, uite, cât e de mare. Da, ua, și una e și încolțită. Da, aia e bună, că aia obsesă repede. Da. Aia obsesă repede. Da. Așa. Urmează 3 zile cu ploaie. Da. Da, și asta o să facă foarte bine la ceapă. Ploaia, iar o să ploaie. Și atunci o să se prindă foarte bine, nu mai trebuie să o udăm. Nu, zilele astea, sâmbătă, duminică, vineri și vineri noapte începe. Mâine noapte. Acest 3 zile de ploaie. Chiar umplem rândurile astea. Foarte bine. Foarte bine. Le-ai numărat, Sami, dragă. Mai ai? Da. Așa, aici. Și acum încep cu ultimul rând. Și după aia le astupem. Nu ce-o bobocit ăsta, vezi? Bun. Era mai greu, da. Să merg, știi? Da, acum să vedem în cât timp și o să revin cu... Dacă o să fie un pic de cald pe săptămâna ce vine, acum plouă, lumezește, și poate să fie un pic de cald, eu zic că... Da, 2 zile de ploaie o să fie acum, da. De mâine noaptea, nu? Da. Da? Și atunci o să... Scândura, o lași acolo? Lași acolo. Da, da, bun. Până un altă timp. Da. Că în sus și 3 rânduri în jos? Da. Da, e roșie. Bun, să vedem cum o să iasă. Și dacă ne urmăriți, o să știți și voi. Da. Bun, o seară minunată vă dorim.